Polițiștii mehedințeni au efectuat 8 percheziții domiciliare în municipiul Drobeta, Turnu Severin și în localitățile Oprișor și Cujmir din județul Mehedinți. În urma verificărilor, polițiștii au ridicat în vederea indisponibilizării 25.840 de țigarete de diferite mărci, fără timbru fiscal, precum și 23.700 de lei. În cauză sunt continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.